Salutare, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă prezint. Am văzut în magazin așa ceva. O ceapă, un soi românesc, da? Știrbei se numește el mai exact. Este o ceapă de apă, cum se spune la noi în popor. O ceapă care nu usură foarte rău, care nu are un miros acela pregnant. Și eu am cumpărat acest soi, nu este nicio reclamă, am luat de la Agrosel, din magazinele de bricolaj și am zis să încerc să pun. Prima dată aș vrea să pun în alveole. Producătorii spun că se poate planta în pământ direct din martie, dar eu vreau puțin să fur startul și să o plantez în alveole și după aceea în pământ afară. Nu sunt specialist, nu mă recomand că sunt specialist, doar începător și fac de drag. Pentru mine este un relax când vin de la servici și nu mă pun cu cei care sunt profesioniști. Haideți să vă prezint și cum arată semințele. Da? Să vedem pe ce o să pun. O să dau mânușa jos să vadă mai bine. Bun, ia uitați, sunt foarte mici, da, soiul românesc, mă bucur că este un soi românesc și nu punem ceva din import. Eu tot ce am pus în grădină, cum bine știți, voi pune și am pus doar soiuri românești. Încerc să păstrăm tradiția, să mâncăm să fie ceea ce trebuie, încercăm. Să nu cumpărăm din supermarket. Dacă putem, de ce nu? Aici avem niște alveole mici, celule mici, da? Undeva în diametru 3 cm. Și astea, după ce vom planta semințele, le vom ține în casă sau deocamdată în solar, că încă timpul este favorabil. Avem căldură, știți bine că avem mini solarul ăsta aici făcut. Avem destul de cald, afară este cald. Am pus niște turbă specială pentru răsad și acum vom începe să punem semințele în alveole. Nu știu dacă o să mă descurc cu mânușa, numai de aceea o să dau și mânușa aceasta jos, s-a și rupt și încercăm să punem câte una. Sigur nu o să reușesc să pun câte una, dar eu încerc să pun câte un bob de această ceapă minunată care să sperăm că va ieși ceea ce trebuie și rezultatul va fi pe măsura muncii noastre. Să sperăm că se aude mult mai bine față de ce am prezentat până acum. Telefonul s-a schimbat, avem un telefon nou cu care filmăm, să sperăm că nu vom uita unde am pus și cam așa o să procedez eu. Sincer, am pus câte două semințe din acestea în celulă, da? Să poate câte una nu răsare. Deci nu facem ceva, nu facem pentru nimeni, să dăm, nu vindem pe la nimeni, nici răsad, nici absolut nimic. Doar facem pentru noi. Am spus că din pliculețul ăsta, dacă reușim până la sfârșit să mâncăm 2 kg, 3 kg de ceapă uscată, acestui minunat, da, știrbei se numește, pentru mine e un plus valoare. Dacă să dau, nu mai pune munca, care atunci când faci ceva, trebuie să faci de plăcere, nu trebuie să faci de nevoie. Cum se spune și în popor, nevoia te învață. Dar
eu fac de plăcere aceste munci agricole, să le zic așa, și grădina care o am și solarul din spate, fac pentru că îmi place și mă relaxează. Mă relaxează, mă motivează. De fiecare dată când văd cât o plantă pusă de mâinile mele și ea ne dă roade, atunci sunt mai motivat ca următoarea perioadă, următoarea dată, de a face mai bine și de a pune mult mai multe. Din contră, anul 2023 a fost prima oară când am avut solar, așa că ne-am decis anul acesta 2024 că nu o să mărim cultura, ci o să diversificăm cultura doar pentru noi. Așa că am luat tot felul de soiuri care le putem planta în grădini, în solar, diversificate, ca să vedem ce o să iasă. De pildă, acum ceva timp în urmă, vorbim câteva ore, am pus afară deja arbagicul pentru a avea ceapă la toamnă, ceapă uscată să o facem. Timpul a fost favorabil și am zis de ce nu. Săptămâna care vine se anunță și ceva ploi. Cu asta fiind spuse, stând de vorbă cu dumneavoastră, am terminat. O să le apăsăm foarte puțin pe fiecare în parte, da? Mai completăm puțin cu pământ. După aceea, eu așa am alveola, da, are o tăviță în care se va scurge apa, o punem frumos și avem un capac. Acest capac este ca genul miniseră, a fost puțin mai scumpicică, da, stă frumos, lumină, fără curenți de aer. Și din când în când, când se usucă turba deasupra, o împrospătăm, o înviorăm frumos cu apă. Doamne ajută, spor la treabă și spor în toate. Numai bine!